prin HCR-ul numărul 73 din 31-3-2022 a fost aprobat proiectul reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planul de mobilitate urbană durabilă prin achiziția de autobuze ecologice. S-a modificat ghidul și ghidul final a fost publicat în data de 10-5-2022, în care condiționează achiziția mijloacelor de transport prin realizarea unui parteneriat între două UAT-uri vecine. Acordul de parteneriat cu Comuna Poiana Câmpina este întocmit conform modelului din ghidul PNRR, deci acordul a fost redactat exact cum este în ghidul pus pe site. Contribuția municipiului Câmpina nu se modifică deloc față de sumele aprobate prin HCR-ul 73 din 31-3-2022. Da, domnul președinte, dacă îmi permiteți, Lidia. În primul rând, reiterez și ceea ce am scris în mesajul de pe grupul de WhatsApp al Consiliului Local. Nu mi se pare deloc profesional, profesionist, cum vreți să-i spuneți, să ni se trimite materialele la o ședință extraordinară, chiar dacă este vendată, la ora 2:30, 3 fără 25, sunt patru materiale extraordinar de mari pe care de-abia am apucat să le lecturăm. Sunt de acord și absolut susțin orice proiect care va fi realizat pe, se vrea fi realizat pe fonduri, pe rampe rambursabile, pe este în binele nostru al cetățenilor. Dar abordarea și modul de lucru nu mi se pare corect, mi se pare pompieristic, îmi pare foarte rău că folosesc acest termen și trebuia să o spun. În ceea ce privește acest proiect, vreau să-l întreb pe inițiator, am înțeles că nu se modifică, vreau să-l întreb și dacă se modifică sumele, am înțeles că nu se modifică sumele. Dar dacă, în rețea rapidă de aprobare, facem vorbire de acest HCR 73 pe care noi l-am votat în 21 martie, l-am aprobat, nu era firesc ca și în acest proiect să apară și în titlu și într-un articol o referire la, de gen, modificare sau completare la HCR 73? La fel, când este nevoie de convocarea ședințelor de îndată, ăsta e și motivul pentru care există în regulamentul Consiliului Local, dar și în lege, prin care ne dă posibilitatea să convoc ședințele de îndată, le convocăm mai ales când e vorba de fonduri europene. 1. 2. Față de proiectul respectiv a apărut acest parteneriat conform ghidului. A trebuit să-l facem de îndată pentru faptul că mâine să avem timp să lucrăm după ce acest proiect de hotărâre va trece pentru fonduri europene, în așa fel încât luni dimineață la ora 8, când platforma este deschisă, să depunem între primii, dacă nu cumva primii, în așa fel încât să avem șanse foarte mari să implementăm acest proiect imperios necesar. Cu privire la a doua problemă pe care ați ridicat-o, doamna consilier, vreau să vă spun că scrie în proiectul de hotărâre că proiectul hotărârea 73 și încetează aplicabilitatea. Deci era foarte simplu, ați fi citit ultimul paragraf și ați fi văzut că scrie foarte clar acest lucru. Mulțumesc! Domnul președinte, dacă îmi permiteți, exact, revin la ceea ce am spus mai devreme, la asemenea materiale, de asemenea venise cu 2:30 înainte de o ședință extraordinară, convocată de îndată, cum permite legea, pentru că știu ce scrie și în codul administrativ și în regulamentul nostru, este timp insuficient pentru a le citi cum trebuie. Da? Mulțumesc frumos! Domnul primar.
Pentru ultima oară vă răspund doamna consilier local, vă spun că a apărut doar acest parteneriat care este parte integrantă din ghid. Deci nimic altceva. Nu a apărut absolut nimic altceva decât acest parteneriat care este în ghid. Adică oricum nu avem cum să facem niciun fel de modificare, pentru că este ghidul pe care trebuie să-l respectăm. Mulțumesc frumos! Domnule președinte, mulțumesc odată și la final. Nu cred că îmi răspundeți pentru ultima dată, că dacă mai am întrebări pe pus, am să vă rog să-mi răspundeți. Pe subiectul acesta, doamna consilier. Pe subiectul acesta, dacă mai am întrebări, am citit, da, despre ghid, am văzut că dar am văzut în 10 mai norma, actul normativ, am văzut că pe 16 se face strigarea, însă este primul servit, primul venit, este absolut firesc, însă haideți să facem lucrurile într-un firesc, chiar dacă timpul ne presează. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, alte discuții. Supun la vot acest proiect. Încep cu, ca de obicei, cu online-ul. Domnul Marcu. Domnul Marcu. Dați-i mai tare. Pentru, da? Domnul Grigiu. Pentru. Doamna Cărbăcică. Doamna Gârbăcică. Trecem. Doamna Lupu. O să revenim la doamna. Doamna Lupu. Doamna Lupu. Domnul Dumitrache. Domnul Dumitrache. Abținere. Doamna Lupu. Am trecut semnalul, abținere. Doamna Gârbăcică. Mă abțin. Bun, în sală. Cine este pentru? Nu. 9 pentru, 4 abțineri. Proiectul aplicat.